piața densă a dat mari bătăi de cap șoferilor care au circulat bară la bară pentru a se ghida unul după celălalt. Conducătorii auto au mers cu viteza melcului. Pe ruta Târgu Jiu-Rovinal, traficul este absolut infernal. Din cauza aceții, conducătorii auto se simt nevoiți să conducă cu doar 20, maxim 30 de kilometri la oră. Ceața abundentă îi face pe aceștia să presteze mai multă atenție pentru a evita eventualele evenimente rutiere neplăcute. Conform meteorologilor, stratul gros de ceață creează dificultăți în trafic șoferilor în aproximativ 20 de județe din țară. Conducătorii auto prinși în trafic noaptea trecută au declarat că se circulă foarte greu în asemenea condiții. Cum circulați pe ceața asta? Este foarte greu de circulat. Mergeți pe distanțe mai mici să evitați problemele? Da. Nu am mai circulat, dar sper să mă descurc. Șoferii sunt sfătuiți să folosească luminile de întâlnire și ceață pe toate categoriile de drumuri și să fie prudenți, de asemenea să evite viteza mare sau manevrele periculoase.